Hai să ne pregătim împreună în timp ce vă spun ce am câștigat și cum am câștigat la AmpliFame Awards 2024. Am primile acolo în spate. Trebuie, încă sunt emoționată și încă nu vine să cred că am câștigat. Da, hai să vă arăt. Stați așa. L-am pus acolo la loc de cinste. Deci avem aici diploma. O să-mi bată puțin lumina. Pentru că mi-am pus toate luminile ca să mă vedeți. Da! Avem aici diploma. Asta este diploma. Foarte drăguță! Și scrie aici Zbor Special Awards. În cadrul galei AmpliFame Awards. Dacă nu știți și dacă nu m-ați urmărit pe Instagram, ați pierdut. Pentru că acolo am postat în timp real. Marți, astăzi este joi că filmez eu. Marți am fost la gala AmpliFame Awards 2024 și au avut ei un eveniment foarte, foarte frumos. Și în cadrul galei au decernat și premiile. Nu știți programul Zbor, cred că vi l-am mai adus eu în atenție. Sunt în toată țara, au hub-uri pentru tineri, pentru dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea carierei și așa mai departe. Așa că intrați pe site-ul lor, pe Instagram, căutați dacă vă interesează super, super multe detalii, au acolo tot ce trebuie. Și am avut o colaborare foarte drăguță cu ei și am făcut un clip pe tema aceasta. Așa că clipul meu a fost desemnat câștigător. Și acesta este trofeul. Așa arată, scrie aici foarte, foarte frumos. George Special Awards, AmpliFame Awards 2024. Hello! Este foarte drăguț și o să-l pun acolo la loc de cinste. În cadrul galei, mai multe premii, printre care și avem aici o borsetuță foarte drăguță de la Oriflame, pentru că și ei au fost sponsor. Și dacă nu m-ați văzut, dar cred că sigur ați văzut pentru că i-am primit de la voi, au fost fetele acolo foarte drăguțe și mi-au luat interviu. Iar un interviu a apărut la cei de la Antena 1, la Neața Corazan și Dani, și eram super încântată, super emoționată. Dar da, au fost și de la Antena 1 acolo și mi-au luat interviu și a fost foarte drăguț și am vorbit despre comunitate și despre multe, multe lucruri și are faine. Dar să revenim. Avem aici un pachet cu multe, multe, multe bunătăți și câteva din ele care chiar vreau să le încercăm astăzi. Un gel de duș și de mâini, de așa arată. Și mai am o cremă aici foarte, foarte drăguță de la Oriflame, Milk and Honey. Asta o să le lăsăm aici. Parfumul lor, pe care eu îl mai am o dată și miroase foarte, foarte drăguț. Știți că am mai fost și eu la un eveniment, când am fost la evenimentul de lansare al parfumului. Uite, ăsta este. Așa arată și miroase foarte, foarte, foarte bine. Îmi place foarte mult. Așa, și aici avem bunătăți de make-up, ca să nu-mi cadă ceva. Și avem și un baby cream și sunt foarte încântată de produsele astea, așa că m-am gândit să le testăm astăzi. Ok, și am zis că dacă tot stăm astăzi și vorbim și vă mai povestesc eu cum a fost la gală și m-am întâlnit cu foarte, foarte multe fete, au fost foarte drăguțe și am luat lucruri bune de spus despre ele. Și asta este cutiuța aceea magică, sau nu știu cum îi zice, cum le zice. Ia să vedem. Tender Care. Uite asta. Cam așa arată. A, și mai era ceva. Da, da, stați că am uitat că e pornită aici. În pachetelul cu goodie bag-uri era și... Stați așa, să nu trântesc ceva. O lumină din asta. Foarte, foarte mișto. Care merge pusă și la telefon. Stați că e aprinsă acum. Să o sting. Ok, așa. Merge pusă și la telefon, să așa arătăm. Inclusiv la cameră, la telefon, uite, gen așa, când vrei să faci selfie-uri. Mi s-a părut foarte, foarte interesantă treaba asta. Pac, ai montat-o aici, așa, și este super, super utilă. Dar eu astăzi am pus-o aici la cameră. Hai să-i dăm drumul. Uite, ia să vedeți diferența. E foarte, foarte mișto. Stai să o pornesc. Au. Și are mai multe lumini, are rece, combinată și caldă, puteți să-i dați luminositatea mai tare, mai așa. Și mi se pare super mișto. Am pus-o aici în față, sper că se vede super, super drăguț. Ok, hai să nu mai lungim, okay, pentru că eu sunt super entuziasmată și când mi-au mânat atunci premiul pe scenă, era foarte, foarte emoționată și am spus acolo câteva cuvinte foarte drăguțe. Ce este? Un CC cream.
Asta este un CC cream. Uite, ăsta de la Giordani Gold. Uite și arată. Sincer să spun, n-am mai încercat un CC cream de la ei. Oare... A, e vegan! Super tare! Nu știu ce nuanță e. Medium. Cred că e bună. Hai să vedem. Ia. E super, super fluid. Ia uite. Wow! Are acoperire mare? Ar trebui să fie un CC cream, adică... Da, să mă văd și eu puțin, să văd ce fac. M-am gândit să-l întind cu deget. Am și un burețel aici. O să pun și burețelul apoi. Da, hai că e ok nuanța. E ok nuanța. Chiar îmi place. Să punem un pic și cu burețelul să uniformizăm așa toată treaba. Așa, și cum vă spuneam, am ajuns acolo. Evenimentul foarte, foarte frumos. A fost o locație foarte, foarte frumoasă. Ia să vedem. E foarte mișto. Cu burețelul s-au uniformizat foarte, foarte drăguț. Deci că nu am nimic pe față. E foarte natural. Și, așa, ce vă spuneam? Am întâlnit cu fetele, am făcut poze, am discutat, am schimbat impresii. M-am întâlnit cu foarte mulți creatori de conținut pe care îi urmăream și îi apreciam în online. Cu câțiva m-am mai întâlnit și la alte evenimente, dar sunt câteva fete cu care m-am întâlnit pentru prima dată și sunt foarte, foarte drăguțe. Au fost 7 câștigători plus premiul acesta special. Ia să văd cine mă caută, stați așa. Nici nu mă așteptam, deci a fost o surpriză foarte, foarte plăcută din partea lor. Au ținut totul așa secret. Și au fost foarte drăguți oricum și fetele, m-am întâlnit și cu fetele de la Amplifame acolo, cu cofondator, cu foarte, foarte mulți oameni și am schimbat așa impresii și idei, iar evenimentul a fost foarte, foarte reușit. Am stat, sincer vă spun, am stat până aproape de final. Eram cu Alvea, eram cu Amalia, am stat, am socializat, am discutat cu oamenii și da, mă bucur super, super tare. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Mai avem un... unde? Aveam un rimel, uite ăsta. Dar să facem ceva la ochi. Eu am conturul ăsta de la ei, săracu, e aproape gata. Cam așa arată. Dar îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și tot iau de aici așa cu burețelul. Place pentru că nu e nici foarte portocaliu, nu este nici rece. Adică pentru, cel puțin pentru iarnă, așa, pentru un... Stau așa o chestie aici. Pentru un bronzing așa super lejer de zi, e super nice, îmi place tare, tare mult. Pus aici puțin blush, să fim așa un pic. Au avut foarte multe cornere în care puteai să-ți faci poze. A avut un corner foarte drăguț cu... am dat pudră pe mine. A avut un corner foarte drăguț cu cei de la zbor, cu un corner în care scria zbor așa și cu niște ari. Băi, foarte, foarte mișto. O să vă interese aici o poză dacă este, pentru că am făcut poze, am filmat, le-am postat și pe Instagram, deci, din nou, dacă nu mă urmăriți și acolo, merge să mă urmăriți. Nu v-am arătat. Hai să încercăm rimelul ăsta. Rimelul ăsta, uite așa. Giordani Gold Lash Iconic Mascara. Uite... perioada, așa arată. Și hai să vedem. Place. Și acum vreau să încercăm un ruj. Tot din gama Giordani Gold, uite ăsta de aici, așa arată, scrie Iconic Satin Lipstick și are SPF 15. Iar nuanța, nu știu să vă spun, îmi place pentru că este vegan, deci este atât de mișto. Stați că pune focusul pe fața mea. El este un pic mai închis, eu am lumina aici pornită, stați să opresc, ia să vedem. Se vede mult, mult mai bine acum nuanța. Puțin. Foarte, foarte mișto. Hai să vedem cum e rujul. L-aș încerca fără creion. Nici nu știu cum să fac. Hai să vedem.
Wow, deci pe cameră se vede mult mai roșu decât este el în realitate, dar nu-mi displace. Este foarte hidratant și satinat așa puțin, deci după cum vedeți arată foarte drăguț, dar în realitate el este puțin mai spre burgundi, nu e atât de roșu cum se vede pe cameră. Probabil din cauza luminii se vede așa. Uite, acum am stins lumina care era în față și parcă se vede puțin mai diferit, dar îmi place foarte, foarte mult, e foarte, foarte hidratant și nici nu-l simți pe buze, deci e super nice. Și mai am ceva aici, super drăguț, am niște perle. Wow, ce drăguț e ambalajul, deci e foarte, foarte mișto. Arată cam așa. Să vedem. Ce frumos miros! Cam așa arată. Și teoretic le facem, uite așa, le amestecăm. Uite cam așa. Dar aș vrea să iau excesul ăsta, sincer. Uite, un pic, un pic. Nu? Și hai să vedem. Ce frumos se vede! Măi! Măi, măi! Deci arată super nice. Am luat o pensulă mai mică. Amestecăm aici bine, bine, bine toată treaba. Arată foarte bine. Bun, și cred că astea au fost produsele de machiaj din Colette. Stați să închid chestia asta aici. Așa. Iar acesta, din câte am văzut, puteți să tender care-ul. Este un balsam multifuncțional. Eu mai am ceva, cred, pe roz de la ei. Și cam asta este look-ul final. Arată foarte bine, îmi place super mult și credeți-mă că mi-a luat foarte, foarte puțin. Eu am stat aici de vorbă cu voi și am povestit și am râs și am glumit, dar în general machiajul ăsta ți-a foarte puțin. Foarte încântată de BB Cream, încântată de toate produsele, dar în special de BB Cream. Chiar nu încercasem niciun BB Cream de la ei. În trecut am mai încercat eu ceva, niște fonduri de ten și îmi plăceau foarte mult, tot din gama asta Jordan Gold. Dar BB Cream-ul ăsta, măi, e super mișto și v-am zis, l-am întins cu degetele așa puțin și am mai venit eu cu un burețel ca să uniformizez. Da. E mișto, mișto. Rimelul la fel, foarte mișto. Rujul nu mai zic că îl vedeți și voi, e super, super, iar perluțele alea, ma, the best. Pe astea nu le-am încercat încă, produsele astea nu le-am încercat încă, dar știu că miros exiril. Dar o să meargă în baie și o să le încerc, sigur, sigur. Miros foarte, foarte bine, le-am desfăcut așa puțin, le-am mirosit, că nu vă dați seama. Miros super bine. Dulce, dar și fresh în același, nu știu cum să vă zic. Și gentuța, care este super utilă, adică ați văzut-o și voi, încap acolo foarte multe produse. Așa că acesta este clipul de astăzi, ne-am pregătit, am vorbit, am discutat. Spuneți-mi dacă mai aveți răbdare să faceți bradul, pentru că eu nu mai am răbdare. Și zilele acestea cred că o să se întâmple minune. Am văzut peste toată lumea cu Christmas, cu decorațiuni. Nu am ajuns încă în Jumbo, am ajuns prin Pepco, prin JISC, magazine din astea, mă rog, și acolo am văzut chestii de Crăciun, unde am mai văzut în Oșan sau Aușan, sau mă rog, cum se pronunțește, Oșan, am văzut foarte multe decorațiuni superbe, dar m-am abținut. Ieri am comis-o, am luat o singură cană de Crăciun. Deci foarte drăguță, dar o să vă arăt mai încolo, momentan mai am cănuțele astea simple, totuși hai să nu dăm așa iama, încă nu cele de Crăciun din noiembrie. O să facem bradul. Așa, încă, da. Vedem când facem și bradul și sper că v-a plăcut clipul meu de astăzi în care am discutat, am povestit și am râs. Vă aștept cu un subscribe, nu uitați să mă urmăriți pe celelalte rețele de socializare, v-am zis, pentru că acolo, în special pe Instagram, postez în timp real și vă arăt ce și cum. Încerc și aici să vin cu noutăți și cu clipuri cât mai des pentru voi, inclusiv pe Shorts pun destul de des și acolo clipuri, așa că intrați și acolo și dați-mi un subscribe, lăsați-mi în comentarii, nu știu, ce clipuri doriți să vedeți zilele astea, poate facem așa o serie crăciunistică cu tips and tricks-uri sau cu, am mai văzut la fete cu, din astea, cum se numesc, cu, am mai văzut la fete cu provocări, tot felul de chestii, nu știu, dacă aveți idei, mai jos în comentarii. Vă pup, să aveți grijă de voi, ne vedem data viitoare cu un nou clip.